La data de 18 august, la ora 19:57 de minute, un bărbat din municipiul Zalău circula cu autoturismul pe strada Libertății din localitatea Cehusilvaniei. La testarea cu alcool testul efectuată de polițiști a rezultat o valoare de 0,67 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, conducătorul auto avea dreptul de a conduce suspendat, tot pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. IPG Sălaj recomandă: nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice. Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente de conturbare a capacității de conducere, deși există tendința de a subestima rolul său. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge. Recomandăm în continuare tuturor participanților la trafic să respecte normele de circulație rutieră, indiferent de calitatea avută, conducător, auto, pieton sau biciclist. Comportamentul dumneavoastră are urmări directe și asupra celorlalți participanți la trafic.